Care e explicația dumneavoastră după ce vedeți cifrele astea? Păi, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o cred odată, nu s-a lucrat concomitent. Pentru că în momentul în care s-a trecut la strategia de vaccinare, s-a uitat de strategia de testare și de strategia de tratament. Practic, aceste trei strategii trebuiau să meargă concomitent. Să identifice cazurile care, chiar dacă n-au simptome, sunt pozitivi, apoi contactii acestor oameni pentru a-i izola, pe aceea nu a carantina un întreg oraș, pentru că nu rezolvă problema carantinării. Știți, de la Timișoara s-au dus cu declarație că merg să-și vadă părinții la Arad și s-au dus să-și cumpere și să meargă la sala de sport, că acolo nu-i carantină. Deci nu, lucrurile nu trebuie făcute cu o logică. Practic, așa cum spuneam, nu s-au făcut cele trei strategii concomitente. Okay. S-au abandonat cele două și s-a mers pe vaccinare. Foarte bine că vaccinăm, însă nu trebuie să uităm de tratament și de testare. Doamnelor și